Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivaneș. De multă vreme, de foarte multă vreme, încă înainte de începuturile acestui canal, mă gândesc la ce viitor are țara asta. Și când spun viitor, mă gândesc la unul rezonabil, adică să fie o țară în care nici nu știu dacă pot să merg până într-acolo încât să zic să te bucuri că trăiești. Să nu exagerăm totuși. Să ne dăm seama despre ce țară vorbim. Dar măcar să ai un sentiment de rezonabilitate. Adică, bă, nu mă bucur eu cine știe cât că trăiesc în România, dar e rezonabil. E așa, ok, cu mutra asta, știți? Ori, văd câteva chestii și am să vi le dau, le văd într-un articol scris de șeful Terapia din Cluj, și care lucruri, dacă le pui în puzzle-ul general care se numește România, cred că vă pot da o idee despre cum vor arăta anii ce vin și deceniile ce vin. Sunt doar câteva, nu merită aruncate tone de informații într-o singură emisiune. Sigur, de coroborat cu multe altele, inclusiv cu anul electoral acesta, cu ce majoritate se va forma, care va fi exact aceeași de acum, asta vă pot garanta din capul locului, plus UDMR. Deci cam asta va fi puterea, care în 2025 vor tăia în carne vie, pentru că țara asta nu mai poate supraviețui, fiind înnecată în datorii. Noi trăim pe datorie, așa cum trăim, trăim pe datorie. Și atunci, consemnul general este acela de a lăsa sistemul bugetar în pace și de a ajusta totul în jurul astfel încât el să rămână așa. Pentru că ăla este aducătorul de voturi. Că altminteri te-ai și mira cum e posibil ca PSD să ia 30%. Cum e cu putință. Nu sunt numai bugetarii, mai sunt și alte categorii. Deci cam asta ne așteaptă. Dar sunt câteva date care cred că merită comentate. Și când avem o clipă de răgaz, să stăm așa mai liniștiți și să ne gândim, bun, ok. Atunci, ținând cont de asta, asta, asta și asta, plus de tot restul pe care le știm, cum arată anii și deceniile ce vin. Și vă zic așa. În 2022 au fost 10.000 de căutări pe lună pe site-urile de specialitate pentru joburi în străinătate, asta din România. Statisticile sunt destul de vagi, dar undeva între 5,7 și 8,1 milioane de români trăiesc în străinătate. Asta vă dă o idee cam despre cât de mult interes există în anumite categorii de oameni de a mai rămâne în România. Bun, ce mai știm? Mai știm că, dintr-un studiu efectuat în 2021 de Rethink Romania, un think tank, circa 700.000 de români, deci cam 3% din populația țării, își doreau să plece din țară în 2022. Tentația pentru a pleca fiind mult mai mare între tinerii de 16 și 24 de ani. De altminteri, noi am discutat pe acest canal într-o emisiune despre copii. Proporția incredibilă de copii, deci de elevi până în 18 ani care vor să plece din România. Parcă erau peste 50%. Deci dacă ăia își văd viitorul altundeva, cred că ne-am lămurit, dată fiind și natalitatea extrem de scăzută, și sporul, deci sporul natural negativ, dacă și ăia puțini vor să-ți plece, înseamnă că se simt minunat și își văd un viitor de aur aici. Bun. Acum, trăim o epocă a tehnologiei de vârf. Asta va fi tot mai intensă, această tehnologizare de vârf, în toate domeniile. România, spune Universitatea Politehnică din București, are nevoie de 600.000 de ingineri în următorii 10 ani. 600.000 de ingineri pentru a ține pas cu industria 4.0, adică cu
ce e mai la vârf. Ei bine, facultățile din România de profil pot produce doar 8.000 de ingineri pe an. 8.000 pe an, asta înseamnă 80.000 în 10 ani, nu 600.000 câți ani am avea noi nevoie. Și din ăștia 8.000 pe an, foarte, foarte mulți vor să plece. Asta înseamnă că pentru următorul deceniu noi nu suntem pregătiți din punct de vedere al forței de muncă specializate de a ne întâlni cu viitorul. Noi ratăm întâlnirea cu viitorul din multe motive. Unul din ele este că nu ne concentrăm pe domeniile care chiar contează. Noi școlim pe banii statului foarte mulți, nu știu, floriști, horticultori, tot felul de din astea, da? Sociologi. Bun, ok, o fi și de aia nevoie. Dar n-ar fi bine să facem un calcul și să încurajăm puternic tinerii să meargă spre domeniile care chiar contează? Nu pare să ne pese de chestia asta chiar absolut deloc. Totul e în regulă. Și aia puțin pe care îi facem pleacă. Din 8.000 de ingineri pe an, peste 10 ani, câți credeți că vor mai fi în România? Jumătate, eventual? Bun. Mai e o chestie. Din datele PricewaterhouseCoopers, efectuată pe care le avem din 2022, rezultă că România pierde anual din cauza deficitului de personal echivalentul la 10% din creșterea PIB-ului nominal. Adică aproape 4,5 miliarde de euro. Pe lângă toate astea, dacă mai pui și îndatorarea enormă, deci absolut enormă, anul trecut ne-am îndatorat cu 30 de miliarde de euro. 19 miliarde din ăștia au mers pentru refinanțarea altor credite. Restul pentru peticirea bugetului. Mare parte de acolo merg în pensii și salarii. Deci România, dacă ții cont de toate chestiile astea care sunt banal de simple, doar de ce v-am spus până acum, au trecut cât? 6-7 minute din emisiune. Deci noi nu știu ce mare chestie ar înțelege și un elev de clasa 8-a. România se află pe un curs, pe o direcție de mers care duce spre zid. Să fim bine înțeleși. Dacă ținem cont și de ce ne-au spus deja guvernanții că urmează. Deci anul ăsta se va adânci tot sectorul de crize posibile și imposibile, că e an electoral și vor să mituiască electoratul, de aia iau bani cu împrumut în disperare. Țelul lor și-au pus în cap chestia asta pentru următorul mandat, care începe anul ăsta și se va termina peste 4 ani, este să țină sectorul de stat intact. Sectorul bugetar. Ăla toacă tone și tone și munți de bani. Pentru chestia asta vor sacrifica sectorul privat. Și din 2025 acolo va fi prăpăt cu noi taxe, noi și noi. Au spus-o deja. Coroborat cu ce v-am spus deja de 7-8 minute, nu vă rezultă că de fapt ne înfundăm într-un tunel a cărui luminiță nu se mai vede? Mie așa mi se pare și cred că trebuie discutat deschis despre chestiile astea, să știți. Nu este în regulă să le ocultăm și să spunem, vine viitorul. Nici n-am pus la socoteală contextul internațional. Războiul în fața porții, vorba aceea. Și așa mai departe. Și nimeni nu știe cum se va sfârși și cu ce consecințe pentru noi, care suntem aici în gura lupului. Deci una peste alta, eu cred că e bine să ne oprim un pic din iureșul ăsta al vieții de zi cu zi și din vâltoarea existenței noastre și să reflectăm. Și să ne zicem, dar totuși, ținând cont de asta și asta, cum arată viitorul în țara asta? Cum arată educația copiilor pe care fiecare părinte și-o dorește a fi cea mai bună? Cum arată îngrijirea sănătății pentru noi și pentru copiii noștri? E ok? Cum arată atmosfera generală? Cât de multă și de mare este bucuria de a trăi în România? Cât de respectat ești la locul de muncă? Etc., etc., etc. Toate astea fac niște
sau dau niște sume, dacă vreți. Dau motive de reflecție. Și motivele astea de reflecție pe mine m-au, și când am citit articolul domnului Damian cu datele acelea pe care vi le-am dat, am început să cad serios pe gânduri și eu. Cred că e bine să discutăm despre toate astea și să inițiem un dialog despre ce ar fi de făcut. Sau reformulând, pentru că eu cred că e mai bine să formulăm astfel, mai e ceva de făcut de fapt aici, dat fiind întregul context tot, ar mai fi ceva de făcut? Repet, nu discutăm de a face neapărat bani, nu despre asta e vorba în viață. Să reușești să faci o cantitate de bani care să te poată face a supraviețui. Nu despre asta discut. Numai asta e viața, să supraviețuiești, să-ți poți plăti chiria, cheltuieli, rata la mașină, la casă și să mai mergi într-o vacanță sau două pe an. Nu e asta tot, asta e o bucățică. Dar restul? Mai e ceva de făcut? Să atragem concluzia că n-ar mai fi mare lucru de făcut și cam asta este situația. Vă aștept opiniile, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru faptul că vă abonați la acest canal și le recomandați și altora, mulțumesc că îl susțineți prin Patreon, PayPal și Revolut și prin funcția membrii canalului sau Supers, ori redirecționând 3,5% din impozitul pe venit ONG-ului din textul de sub imagine. Vă reamintesc că jurnalismul independent, cel care nu depinde de oligarhi, de trusturi și de temir cine, nu e gratis. El trebuie să poate să existe aici online și o poate face doar cu suportul sprijinitorilor săi, care este publicul. Dacă nu, el dispare și revenim la presa mainstream. Mulțumesc pentru atenție, toate bune și să auzim numai de bine!